ziua, bine ați venit! Mă bucur foarte mult că am ajuns în sfârșit în momentul lansării acestui stand de 3 titluri. Sunt 3 titluri foarte diferite între ele, dar părți cu totul remarcabile, care sunt sigură că o să creeze un moment despre care eu am tot vorbit în ultima vreme. Făceam o socoteală venind spre târg că odată cu zilele după Oreste, care este ultima parte intrată în cronologic, intrată în portofoliul colecției de autori români contemporani, am ajuns la numărul aproape rotund, aș zice, de 15 titluri. Eu zic eu că e un număr foarte bun, care arată că lucrurile se mișcă și se mișcă foarte bine în proza contemporană. Spuneam că sunt 3 părți foarte diferite, și ca scriptură și ca tematică. De altfel, de la început am zis că unul din criteriile principale ale alcătuirii acestei colecții va fi diversitatea, ca să arătăm cumva toate direcțiile în care merge literatura română contemporană și sper să ne fi ținut de cuvânt până în acest moment. Eu am să încep cu debutanta, cu Cristina Vremeș, și prima parte care a apărut tot așa după criteriul cronologic, puțin înainte de târg, a avut deja o întâlnire la librăria Humanitas de la Cismigiu, în care am auzit foarte multe laude de la criticii literari. Vreau să vă mărturisesc că această carte a fost o surpriză foarte mare pentru mine, am mai spus-o. Cred că una dintre cele mai mari surprize pe care le-am avut de când coordonez această colecție. Pentru că e vorba de un debut cu totul neobișnuit, o carte foarte matură, o carte scrisă cu o mână foarte sigură. Eu, sincer, am crezut că Cristina Vremeș este o autoare care are în spate cel puțin încă 2-3 romane. A fost efectiv un șoc extraordinar de plăcut și la nivelul scripturii, al stilului, dar și la nivelul construcției, pentru că sunt, generalizând foarte tare, dacă vreți, 2 categorii mari de scriitori: cei care sunt așa numiți stiliști, care au scriptură, care au stil, și cei care știu să facă construcție, care știu să dezvolte pe dimensiuni întinse, știu să creeze epic. E bine, Cristina este un foarte fericit exemplu de scriitor care are ambele aceste calități. Pe de-o parte, scriptura ei te șochează, este foarte intensă, aproape dramatică, extrem de puternică. De fapt, tot scrisul ei e foarte puternic, dar asta nu înseamnă că e ceva ostentativ sau demonstrativ sau forțat în acest roman. Eu una nu am găsit foarte multe lucruri, nu știu, de îndreptat sau de modificat. Am lucrat cu ea pe manuscris extrem de puțin, de fapt. Și am întrebat-o, și vreau să spun lucrul ăsta pentru că poate sunt și tineri autori, nu știu, debutanți sau aflați la început de drum, care vor să știe cum se scrie, nu știu, un roman de acest fel. Ea l-a scris dintr-o suflare în câteva luni, mi-a spus, dând drumul practic întregului entuziasm, imaginației, creativității, pe urmă având mai multe lecturi succesive în care a stat, a structurat, a meditat asupra textului, l-a reevaluat și spun eu că totul a fost în beneficiul acestei cărți extraordinare. E pe de o parte aici, cum spuneam și în micul text de pe coperta a 4-a, o poetică a visceralului. E aproape o filozofie a corpului, dar un corp în boală, în degradare, în moarte, într-un sens aproape blândurian. E o carte în mare parte despre durere, despre suferința fizică și nu numai, și despre moarte, însă scrisă exemplar, cum spuneam, fără niciun moment în care să simți că autoarea a forțat într-un sens sau altul sau a depășit doza